Cea mai bună prăjitură în 10 minute. Se numește albă ca zăpada și ne aduce aminte de copilărie. Are o aromă intensă de cocos, este moale și delicată, se prepară foarte ușor și uitați cât de minunată este. Rămâneți până la capăt să vedeți modul de preparare și ingredientele. Nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canalul nostru. 250 de grame de frișcă, 500 de grame de mascarpone, înglobăm frișca în crema de mascarpone, adăugăm coaja de la o lămâie rasă, o esență de vanilie și 100 de grame de zahăr pudră. Adăugăm puțină compoziție în tava noastră, tava este de 22 de cm. Adăugăm biscuiții, acum adăugăm un strat generos de cremă, deasupra adăugăm din nou un strat de biscuiți și repetăm până ajungem sus. După cum vedeți, se prepară foarte ușor. Chiar în 10 minute este gata prăjitura noastră și nu necesită nici gelatină, pentru că va sta peste noapte la frigider și se va întări foarte bine. Mai aveți nevoie de 50 de grame de ciocolată albă rasă și 50 de grame de nucă de cocos. Adăugăm deasupra ciocolata albă și cocosul, punem peste noapte la frigider, iar a doua zi tăiem prăjitura. Nu e nevoie să însiropați biscuiții, deoarece peste noapte se vor însiropa de la cremă. Uitați cum arată prăjitura noastră, se taie foarte ușor, iese ușor din tavă. Așa arată, este moale, catifelată și cu un gust intens de cocos. Și gata prăjitura noastră, albă ca zăpada și gata și în 10 minute. Nu uitați să ne dați un like, să vă abonați la canalul nostru pentru mai multe rețete delicioase. Vă pup dulce, pa, pa!